Lacul Curiacul din Câmpina a devenit loc de pelerinaj pentru cei care vor să afle istoria locului, mai ales că doar puțin știu că pe fundul lacului a fost ascunsă muniție germană din cel de-al doilea război mondial. Localnicii, dar și istoricii, spun că în timpul retragerii armatei germane, un vagon plin cu muniție ar fi fost aruncat în lac. Se știe că municipiul Câmpina a fost teatrul de război în cea de-a doua conflagrație mondială. În toată copilăria m-am jucat acolo. Am cunoscut un pescar, lacul le-a scos cu undița, cum ți-o fi agățat, un vechi stilet militar, probabil care îl purtau ofițerii germani la uniformă. Povestea lacului cu muniție este una veche, încă de la 1918. Retragere, pentru că aveau drumul lung de făcut până în Germania și au abandonat o mare parte din armament. Și ca să nu fie preluat de români, se pare că de pe linia aceea ferată au rostogolit la vale chiesoane cu obuze, tunuri, aruncătoare de mine și așa știu și eu din copilărie că lacul ar fi trebuit să fie plin de muniție de război și de armament greu. Totul a ieșit la iveală odată cu reamenajarea lacului, care în ultimii ani se transformase într-o adevărată groapă de gunoi. Au fost găsite mai întâi 5 cartușe probabil de carabină, aveau o vechime de 50-60 de ani. Cu ocazia lucrărilor de excavare a mai fost găsit un proiectil de antieriană de 110 mm. Oamenii care locuiesc în jurul lacului vorbesc acum numai despre această legendă. Am 66 de ani de când sunt locuitorul acestei străzi. Este vorba de retragerea trupelor germane pe linia ferată care se situa deasupra lacului. Ei în retragere au mai aruncat din armament ca să nu aibă prea mult balast și l-au aruncat în lac. Se spunea că și o locomotivă acolo, dar asta a fost pur o legendă. Pre finalul lui 2015 s-au finalizat și lucrările de reamenajare a lacului Curiacul, cu o investiție ce a costat aproximativ 1,75 milioane de lei.